Hai, salutare tuturor! Revenim cu un nou episod. Ia ziceți, ne lăsăm și noi de OG Times RPG? Hai că vă explic cum stă treaba. Poate sunteți curioși să vedeți, să auziți, că să vedeți și să auziți și să vedeți. Da, nu, totuși este videoclip YouTube, pam pam. Ce se întâmplă? Ci că, ia să-i că vinzi Monster Truck. Nu, frate. 1475. Nu. Da. Bă, băieți. Ce credeați, mă, că eu o să mă las? Bine, o să mă las. Cred că o să mă las. Cam 50% sunt hotărât să mă las de OG Times. Nu, fără radio. De OG Times RPG, da? OG Times RPG fiind primul server, adică Earth, da? A, să nu înțelegeți greșit. Primul, nu vinzi barca, primul 77, nu. Primul server fiind Earth, OG Times RPG fiind Earth, da? Cam, hai să zic, undeva 60-70% o să mă găsiți pe al doilea server, da? Pe cloud. Ceva gen, hai, 60%, 65% să fim așa. Deocamdată mai am ceva de vorbit cu băieții, cu Masiv și cu Storm și așa mai departe. Și na, încă nu sunt 100% convins că o să merg acolo. Mai sunt câteva chestii de rezolvat și vedem cum stă treaba. Și bă, băieți, nu știu, oricum o să intru acolo. Deci când se deschide, vă dați seama. Pe 14 aprilie, ora 20:00, da? Deci vă aștept pe server pe toți, mă, fraților, să jucăm împreună, să fim acolo. Ne facem și noi, mergem împreună, facem un job, un ceva, să ne facem și noi bani, să cumpărăm mașini, case, nebunii, vedem noi. Deci la ora 20:00 se va deschide serverul, da? Pe 14 aprilie, ok? Și poate vă vreți să aflați câte ceva despre server, nu? Păi, vă pot spune câte ceva, dar nu multe, nu vă aștepta să vă spun multe. Bun. Ce vreau să zic? Bă, multă lume m-a întrebat de economie. Cum o să fie economia pe serverul 2? Bun, deci lucrăm, de ce zic lucrăm, că poate vă întrebați de ce zic lucrăm, pentru că și eu contribui pe al doilea server să facem o economie cât de cât, nu cât de cât, scăzută, deci o economie scăzută și eu cred că deja ne-a reușit să facem o economie scăzută, pentru că, vă dați seama, băieții, Storm cu Masiv cu scriptatul, Olexandru cu gura, da, deci cu... Hables. Deci eu vorbesc și le mai dau sfaturi, le mai spun idei ce să facă. Acolo pune prețul așa, acolo la jobul ăla să câștigi atât, acolo să câștigi, mă înțelegeți? Mai ales casele, da? Casele o să fie... Bun, hai să vă zic și cum o să fie. Nu o să vă zic prețul și așa mai departe, pentru că nu e ok, da? Casele, muncă mai am de făcut la case și prețuri și așa mai departe, nu le-am terminat pe toate. Și interioarele, deci bun, hai să vă zic, pentru că multă lume mi-a spus de interioare și pe server mă întreba, bă, de ce e casa așa și are interior de nu știu ce. Bun, pe primul server, nu știu din ce cauză, sau mă rog, știu din ce cauză, sunt case cu interioare aiurea, deci este casă small. Hai să vă duc la o casă, de exemplu. Lasă, nu vă duc, că poate, nu știu ce, nebuni și o să, oricum o să schimb casa aia. Să o schimb acum în episod? Hai că mă gândesc dacă schimb casa aia, că vreau să schimb interiorul și locația casei. Locația și interiorul. Bun, fiți atenți. Hai să mergem la o casă. Oricum o să rezolvăm treaba asta și pe serverul mare. Deci o să am într-o zi, băieți, o să lucrez doar la chestia asta. Nu la asta. Nu la asta. Ah, sau cred că și la asta. Fiți atenți, fraților. Deci e casa mică, da? Stai să vedem dacă e asta. Nu e asta, înseamnă.
Bă, nu e asta. Dar totuși, uite, casa mică, bă, uite, da, și asta poate să fie, pentru că, uite, casa mică și uite ce interior are. De, pana mea, casă mare, frate, adică unde e interiorul ăsta într-o cocioabă de asta mică, știi? Bine, casa este foarte, foarte bine poziționată, lângă spawn civil, așa mai departe, este foarte bine. Dar, na, sunt case în care... A, da, și hai să vă mai duc la o casă în care nu o să mai... bă, nu o să mai vedeți interiorul de acest gen pe serverul 2, da? Deci, interior din ăsta. Deci nu o să mai vedeți interior din ăsta pe serverul 2, vă asigur, da? Pentru că, na, eu fac interioarele și așa mai departe și nu o să mai vedeți interior de acest gen. Mai mult de atât, hai să vedem. Bă, băiți, undeva, hai să vă zic, explic zona unde sunt prețuri cât de cât ok, da? Deci hai să zic, să nu știți că, bă, să nu știți că este clickbait și așa mai departe, poate este chiar puțin, dar nu, nu. 60-65% o să mă las de Earth. Nu o să mă las complet de Earth, o să vorbim mai puțin mai încolo, nu o să mă las complet de Earth. Stați puțin că nu v-am explicat tot. Deci în zona asta o să fie prețuri mai mici, da? În această zonă, la case, vor fi prețuri ceva mai mici. Cam fiecare episod... trebuie să se audă și să se audă și telefonul meu. Hai să-l punem și pe mut. Da. Deci prețuri ceva mai mici, unde, adică eu cred că aici o să vă puteți permite case pe Vinewood, vă dați seama că vor fi prețuri ceva mari, ceva mai mari. Deci aici o să fie prețuri ceva ceva mai mari, da? Să vă zic ca să știți pentru ce să munciți. De fapt, oricum, cred că majoritatea și-au dat seama. Palatele de acest gen, cum este ăsta lui Arun Andrei, parcă era, da? O să coste ceva mai mult decât restul caselor pe cloud. O să coste ceva mai mult decât restul caselor, pentru că nu, arată într-un fel, un design mai pam-pam și vă dați seama că o să coste mai mult. Acum... Nu prea pot să vă zic mai multe legat de al doilea server de cloud, pentru că vă dați seama, vă stic toată surpriza și încă nu sunt toate făcute cap-coadă, da? Poate, nu știu, mă întrebați, adică nu mă întrebați, mă vedeți și pe serverul 2, pe cloud, că sunt on și așa mai departe, da, îți dai seama că sunt on și când băieții sunt on pe cloud, îți dai seama că lucrează, testează, lucrează băieții, lucrăm, astăzi trebuie să intru iară să... pe cloud să fac anumite chestii, dar vreau să fac și un live astăzi, nu știu ora deocamdată, dar la 4, băieți. Bă, la 4 facem și noi un live? Ia ziceți. Deci la 4 facem live. Vă aștept pe live. O să aveți în descriere linkul către live, deci vă aștept la 4 pe live. Hai că, da, facem așa, bun, asta ca să vedeți cum fac eu live-urile. Mă gândesc că, bă, astăzi pot să fac pam-pam, da, hai să pun și o oră, mă gândesc cam la ce oră, pun acum, ora aia. Deci ca să vedeți că nu programez un live înainte cu două zile, o zi, pentru că la mine programul se schimbă foarte, foarte rapid, dar renunț eu la chestii, că trebuia să plec undeva sau ceva și o să renunț la chestia aia și... O să facem live la 4, da? Și o să vă mai zic și acolo câteva chestii, poate băgăm și niște stocuri, vedem ce facem. Pentru că am auzit că au scăzut destul de mult prețurile la mașini și na. O să mai băgăm și niște stocuri să scadă și mai mult, mă băieți, dacă mă înțelegeți, da? Bun. Ce mai facem? Păi hai să mergem. Pe live o să mai fac și niște stunturi cu... nu o să mai fac cu toți de pe tot serverul, da, stunturi. O să fac doar cu cei de pe live stunturi și câștigați doar cei de pe live, pentru că iar o să vină tot serverul, o să vină cu teleportul, nu știu ce, și iar o să-mi zică că încerc de un ban, că mi-a dat ban degeaba și vreau să-i vi, da? Stai să dau și eu audio ăsta, dacă tot. Bun. Legat de moduri, multă lume era să zic ceva total greșit, era să zic, na, în fine, v-ați dat și voi seama, în fine. Multă lume
mă întreabă, băi, când dai modurile sau dai și tu modurile? Băi, nu știu, s-ar putea să vi le dau, dar nu știu exact când. Ia, hai, de fapt aici arată. Bă, mă întrebați de ce dau sunor încet când intru în casă. Pentru că este muzică și iau copyright de la muzica asta din casă, știi? Da. ID 399. Uite, ID 399, îi dăm transfer. Da. Nu știu. Nu știu ce să mai zic legat de al doilea server. Pentru că încă nu s-au făcut chiar așa multe, deci trebuie modificate multe, multe chestii. Prețurile la mașini încă nu s-au stabilit. La joburi deocamdată le-am făcut, deocamdată sunt făcute joburile. Deja, nu. Eu zic că se câștigă foarte, foarte ok, adică vă puteți descurca cu cât se câștigă la joburi. Bineînțeles, dacă vrei să fac, să faceți joburi. Bun, unde n-ai băi, mă? 399. I-am dat bani a băiat. Ia, spec 354. Ce face dâmă? Băi, Hades, vezi că te ia, mă, dracu, ești la mine în clan. Salut, YouTube. Spec 355, ia cică. Reports. 2475. Este NG, da? Dar eu i-aș da report aiurea pentru că sigur a văzut că e NG și... na. A ajuns să dea așa și el un report acolo, dar în fine, hai. Hai să-i explic. Acel... Național Guard. Punct. Report SM. Report, nu mai sunt report de lete al report. Ah, nu. Da. Lolex filmează. Și că un om înjură. Poți face post acelui jucător pe panel. Da, am făcut și ceva reporturi, hai să dăm și noi muzica asta. Așa, filmezi, filmezi, nu filmezi, mă, stai. Hai că dau și așa. Păi și dacă face parte... Păi, bă, boss, când ești duty, ai și tu armură, nu? Dacă, în caz că nu știai. Da, om s-ar putea să nu știe. Nu? Spec 317. Yeah. Cum ești blocat, mă? Eu văd că nu ești blocat. A, nu poți să iasă din casă, a? Nu. Ia-mă. De aici. De aici trebuie să dai fumul, frate, nu la ușă. De aici. Alo. Alo. Gara. Gara. Da, ok, bine, pune-te afeta că e ok. Delete al report, pentru că în dreapta arată două reporturi și când dai report nu mai este niciunul. Spec 59. Dele. 59, nu e. Hai să-l... Get recignum. A, bun, boss. Cp. M-a omorât. Ok. Hai să mergem și la afaceri, dacă tot... Nu, sau? Spec 3... Bă! Bă, vor tot 317.
Get RSX, l-aduc aici. Hai, du-te. Ok, nu merge fă. Bine. Da, dacă mai dau o dată report, îi dau multe. Și când nothing mă înjubră. Păi înjură-l băi și tu, bă. Glumesc, fă-i mă, reclamați acolo pe panel. Și că ID3 și ID3 sunt în pământ. Spec 342. Nu sunt în pământ, boss. Spec. Nu sunt în pământ, ia, ce. De doi jucătorii respectivi nu se află în pământ. Pula mea, adică în pământ îți mor sau? De ce pământ? S-ar putea. Am dat și premii, am făcut și ceva reporturi. V-am explicat și chestia cu OG Times RPG, chestia de al doilea server. Deci s-ar putea să mă găsiți acolo cel mai probabil și încă o dată, mă băieți, pe 14 aprilie, marea deschidere, vă aștept pe toți. S-ar putea să băgăm și un live acum, bine, după deschidere sau înainte, o să vedem cu live-ul atunci, dar nu uitați că astăzi la 4 o să băgăm un live, da? O să facem un live, vă mai explic unele chestii, dacă vreți, ne mai facem și noi niște evenimente, facem, poate să jucăm și alte jocuri, nu știu, dar bă, eu ieri am filmat Strand the Deep 20 ceva de minute, bă, și nu mi-a filmat, ești nebun, deci nu mi-a filmat ăsta PC-ul, adică OBS-ul și mi-a băgat ceva în el și n-a mai filmat, pentru că a trebuit să plec și n-am mai avut când, dar cel mai probabil mâine, poi mâine o să apară un nou episod de Strand the Deep, o să intru și o să mai filmez o dată. No, asta este. Bine, băieți. Ia, spec 354. De sing, păi de porți. Spec 354. Unde e, mă, 354? Lasă-mă că e. Hai de sing, nu? Ia, spec 354. Da, opa. Spawn. Nu are, mă, de sing, mă, ce ai? Report. DR24. De sing. Acel jucător. Bine, băieți, păi cam atât o să fie și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like. Să strângem cât mai multe like-uri și să apărăm acolo la recomandate. Bineînțeles, dacă nu v-ați abonat încă, vă aștept, fraților, și cu un mare subscribe. Vedem la câți subscriberi o să dăm și modurile astea complet, cu mașini, cu nebunii, cu chestii. Aceste moduri sunt pentru toată lumea, să spun așa, da? Pentru că nu mai sunt coin buddy, adică nu conține NB din ăla cu nu știu ce calculatorul, cam, sunt cam pentru toți. Ia, eu am undeva, ia, de Lolex. 142 de FPS, bine, că e apă, nebunii prin jur și totul activat. Bine, oricum o să mai modific aceste moduri, o să mai bag câteva chestii, dar voi vi le puteți scoate în caz că aveți lag și nu e nicio fel de problemă. O să văd, deci nu mă mai întrebați deocamdată de moduri, deocamdată mai lucrez la ele, o să văd ce mai pun și poate, nu știu, la 5500 de abonați sau ceva de genul o să le dau. Vedem cum facem cu treaba asta. Dar până atunci, hai cu like-ul acestui videoclip, băieți. Și, bă, sper că ați înțeles chestiile legate de al doilea server. Și eu am fost Lolex. Ne vedem data viitoare, băieți. Numai bine!